O analiză sumară a rezultatelor oficiale înregistrate la nivelul județului arată că Victor Ponta a pierdut sălașul pe mâna PSD Zalău, organizație care nu s-a putut mobiliza suficient sau nu a reușit să-i convingă pe zeloani să le voteze candidatul. Singurul oraș din sălaș în care Victor Ponta, candidatul PSD UNPR-PC, a câștigat a fost Jiboul, unde a obținut cu 678 de voturi mai mult decât Claus Iohannis. În Cehul Silvaniei și Șimleul Silvaniei, câștigătorul a fost Claus Iohannis. În comunele sălăjene, cu mici excepții, rezultatele au fost în funcție de culoarea politică a primarului. După centralizarea voturilor, acele sălaj au obținut pentru candidatul Claus Iohannis 35.500 de voturi, iar PSD UNPR-PC i-au adus lui Victor Ponta doar 33.000 de voturi, ceea ce l-a clasat pe poziția a doua. Problemele pentru Victor Ponta și PSD Sălaj au fost determinate de rezultatul slab obținut de organizația PSD Zalău, unde Claus Iohannis a obținut 11.559 de voturi, iar Victor Ponta doar 7.455. Chiar dacă era de așteptat ca acele sălaj să câștige Zalăul, diferența de 6.100 de voturi a fost totuși prea mare, având în vedere că PSD Zalău are un senator și un viceprimar. Cu siguranță, pentru al doilea tur de scrutin, socialdemocrații zăloani vor fi nevoiți să își schimbe strategia de campanie, dacă vor dori să coloreze din nou sălajul în roșu.